Da, putem spune fără nicio reține că anul 2019 a fost anul marilor proiecte cu investiții, poate din istoria orașului nostru nu au fost atât de multe ca acum. Și ca să le enumerez, am atras fonduri europene pentru reabilitarea fostei sediului fostei primării și transformarea în Centrul Cultural George Zanfir. Aici e vorba de un proiect în valoare de 1.600.000 de euro. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală am obținut 3 proiecte. Este vorba de o creșă nouă, în valoare de 1 milion de euro. E vorba de extindere și modernizare Grădinița Inocența, 1 milion de euro. Și extindere Școala Radu cel Mare, 1 milion de euro. La creșă lucrările sunt foarte avansate, aproape că sunt cu 6 luni de zile. Sperăm să finalizăm această lucrare. La Grădinița Inocența am reabilitat actualul sediu și au deja început lucrările la cele două corpuri de clădire. Este vorba de o sală de mese pentru copii și o sală de spectacole. Iar la Radu cel Mare suntem în faza de licitație. Sunt foarte multe lucrări, am acordat o atenție deosebită infrastructurii orașului. Am reușit să reabilităm total străzi importante și este vorba de strada Vladimir Străinu, strada Tudor Vladimirescu, Ștefan Mihăilescu, Ecatena Teodoroiu. În aceste zile suntem aproape de finalizare trotuare pe trei, pe toate trei străzi importante. Este vorba de strada Câmpului, Popa Șapcă, Popa Florea. Am reușit și aproape suntem de finalizare introducerea rețelei de apă în cartierul Arsuri, un cartier al orașului nostru care la această oră este singur fără apă și canalizare. Și aici vreau să fac mențiunea, datorită faptului că cele trei comune din zonă, Gura Foii, Cobia și Dragodana, sunt prinși într-un programul POIM de canalizare, spre norocul nostru, singura rută în care, de asta e vorba de canalizarea de la... Deci, datorită faptului că în cele trei comune limitrofe, vorba de Cobia, Dragodana și Gura Foii, se va introduce rețeaua de canalizare, singura rută pe care o traversează această canalizare este orașul Găiești, în cartierul Arsuri, și cu această ocazie am demarat acțiunea de introducere a rețelei de apă, urmând ca anul viitor sau anul celălalt, în funcție de cum se mișcă localitățile respective, să avem și canalizare în acest cartier important al orașului nostru. Totodată, la poarta de intrare a orașului, pe strada 1 decembrie, dinspre Târgoviște, am început o acțiune și astfel încât la fiecare gospodărie să avem podețe de intrare în curte. Cu această ocazie reușim să dăm drumul și la apele pluviale care se tot adunau acolo și să fie undeva colectate și duse mai departe. A fost un an important, a fost un an greu datorită constrângerilor financiare. Vreau să spun că la nivelul orașului Găiești știți foarte bine că se plătesc persoanele cu dizabilități, atât cei care au indemnizații, cât și cei care, da, din bugetul local. A fost o sumă foarte consistentă, dacă vorbim la nivelul de, să vorbim de bani, lei vechi, vorba de 42 de miliarde, care și-au lăsat amprenta și a apăsat foarte greu asupra bugetului orașului nostru. Noi avem și un program de reabilitare a blocului pe bugetul local și am reușit acum, pe final de an, să ținem licitația și s-a câștigat. Este vorba de blocul 63, reabilitare totală, pentru că tot în anul acesta am mai finalizat încă 6 blocuri în zona centrală a orașului. Sunt investiții importante, sunt investiții care, pentru care a trebuit să depunem foarte mari eforturi. M-am bazat, pentru că am o echipă foarte competentă în primărie, oameni profesioniști care își cunosc foarte bine meseria și am reușit să depunem foarte multe proiecte. Deja vrem anul viitor să-l începem în forță și cu siguranță undeva pe la 1 februarie, să spunem, va fi finalizat această investiție pe care găieștenii noștri așteaptă foarte multe vreme. Este vorba de bazin de not, se vor finaliza lucrările la creșă, va fi una dintre cele mai moderne creșe din țară, astfel încât să putem muta copiii și cu tot personalul de la actuala creșă într-un spațiu nou cu toate condițiile necesare. Tot în anul viitor vom demara acest proiect care v-am povestit de el, de pe fonduri europene, transformarea fostei sediului fostei primării în Centrul Cultural George Zanfir. De asemenea, ne dorim și cu siguranță în aceste zile voi merge la Compania Națională de Investiții și voi depune un proiect pentru reabilitare și extindere casă de cultură. Deja proiectul este făcut și ne pregătim să-l depunem. Vom acorda o atenție deosebită infrastructurii, astfel încât anul viitor, la ora actuală, în orașul nostru mai avem câteva străduțe, să spunem așa, e vorba de strada 1 Mai,
strada Matei Basarab, cele două bretele pe pasarelă spre Obor, fundătura Argeșului și aproape că în acest moment putem spune cu siguranță că absolut toate străzi din orașul nostru au fost reabilitate. Mai avem un proiect foarte important pe care suntem aproape de finalizare, mai am avut 6 străduțe care nu au fost acordate la rețeaua de gaze, am reușit până acum să finalizăm 4, săptămâna aceasta urmează a 5-a și această problemă foarte importantă pentru noi, pentru comunitatea noastră, să fie dusă la bun sfârșit. Da, deci din anul 2015, de când am preluat funcția de primar, în fiecare an am reușit ca de Paște și de Crăciun să acordăm persoanelor cu venituri reduse. Este vorba de pensionarii care au venituri sub 800 de lei, cei care sunt persoanele cu handicap, avem cei care sunt cu venituri foarte reduse. Am reușit ca de fiecare dată să le acordăm un pachet alimentar în valoare de 60 de lei. Dacă toți suntem acum înainte de mesaj, știți că sunt un om care aproape toată viața mea am practicat sportul, am condus o echipă de fotbal 23 de ani cu rezultate notabile, de unde au plecat foarte mulți fotbaliști în diviziile de elită ale României. Nu este o promisiune, este o reparație morală care trebuie să o fac față de cetățenii noștri și de la vară vom înființa și echipa de fotbal care are o tradiție deosebită în orașul nostru. Deci noi ne dorim să activăm cât mai sus, vedem și în funcție de posibilitățile care sunt la ora actuală. Adevărul este că de câțiva ani buni m-am cam rupt de acest fenomen și trebuie să încep să învăț iară abecedarul și să vedem unde putem să scriem echipa de fotbal. Ce se întâmplă? Orașul Găiești este un oraș cu potență. Este un oraș cu agenți economici puternici, un oraș care se dezvoltă de la zi la zi. Și cu siguranță ne dorim să facem acest pas, pentru că cei care mă cunosc foarte bine, că întotdeauna mi-a plăcut performanța și întotdeauna mi-a plăcut, în general, să fiu cam pe locul întâi pe acolo, pe undeva. Dar să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Legat de cetățenii mei, ce să le spun? Ca de fiecare dată le doresc multă sănătate, să ne dea Dumnezeu sărbători liniștite și fericite, să avem parte de un an plin de realizări și de bucurii și cum de fiecare dată m-am rugat la Bun Dumnezeu să ocrotească și să ajute orașul nostru. La mulți ani!